Până tuturor, această serie de clipuri vor veni în ajutorul, sper eu, celor care vreți să achiziționați anumite parfumuri pentru voi sau pentru a face cadouri și vreți să auziți și o părere din exterior. Așadar, acestea vor fi clipuri tip recenzie și informative. În acest clip vom vorbi despre apele de parfum volare, volare forever și volare gold. Vor fi indicate în descriere minutele la care se vorbește despre fiecare dintre parfumurile menționate pentru mai bună accesibilitate. Dacă vă interesează un parfum anume din cele trei despre care se va vorbi în acest clip, să puteți sări direct la minutul la care se vorbește despre el. Vom discuta despre notele de vârf, mijloc și bază, persistența și siaj, despre prețuri, despre puncte pro și contra, despre când și unde este potrivit de purtat și alte informații precum parfumierul, scorurile acestora pe site-urile de specialitate sau ce inspiră fiecare parfum. Vom expune păreri atât pe baza studiilor de sondaj de pe site-urile de specialitate, cât și voi da propria părere cu privire la aceste parfumuri pe care le dețin și le-am purtat. Nu o să vorbesc despre parfumuri pe care nu le dețin și pe care nu le-am încercat sau purtat, pentru că altfel nu ar mai fi o recenzie, dorința mea fiind să vă împărtășesc și propria părere formată în urma purtării acestor parfumuri. Și ca o ultimă remarcă, vă îndemn să vă spuneți părerea despre parfumurile acestea în secțiunea de comentarii. Cum vi se parfumă, cum persistă pentru voi, dacă vreți să le achiziționați sau dacă le aveți deja, de cât timp îl sau le dețineți sau cum le-ați descoperit. Așadar, haideți să începem! Din câte se poate vedea, am păstrat și cutiile de volare Forever și Gold. Pentru volare simplu nu am păstrat, ce se vede în fundal este doar o rezervă nedesfăcută încă. Am păstrat aceste cutii pentru o mai bună depozitare, dar mai ales pentru că mi se par foarte frumoase. Vom începe cu varianta clasică de volare. Este una dintre cele mai populare parfumuri de la Oriflame, adorat pentru forma sticluței și apreciat de iubitoarele de trandafiri. Un parfum cu rating de 3,59 din 5 pe Flagrantica Internațional. Trebuie să nu uităm să vorbim puțin despre parfumier. Fabrice Pellegrin este parfumierul care a lucrat la acest parfum, cunoscut și pentru alte parfumuri, inclusiv de nișă. Vom menționa câteva dintre cele mai populare la care acesta a lucrat. Jean Paul Gaultier, Scandal, Terry Mugler, Womanity, Nina Ricci, Luna Blossom, Azzaro Pur El și Purel Extreme, Azaro Wanted, Lavin Eclat de Nuit, Lalique, L'Insomnie, Carolina Herrera Rose Cruz. Lista continuă, dar pentru moment ne oprim aici cu enumerarea și să vorbim despre notele sale. Note de vârf, pară, violetă, galbanu. Note de mijloc, petale de trandafir, gardenie și bujor. Și note de bază, pralină, piele și cedru. Personal pot spune că nu simt toate aceste note, deoarece ele sunt foarte bine întrepătrunse, dar predominant simt un trandafir dulce și pudrat, mai ales acel trandafir pentru o dulceață, parcă lăsat să se ofilească puțin. Pentru că mirosul de trandafir resimțit în parfum este destul de intens, iar atunci când trandafirii se ofilesc ușor, mirosul acestora este intensificat. Volare este descris ca o miasmă senzuală pentru femeia tandră și romantică. Mai că e una nu aș spune că acest parfum îmi inspiră senzualitate, ci mai degrabă feminitate clasică și rafinament, nu-l văd purtat neapărat de o cuceritoare, ci mai degrabă de femeia cultă și cu principii, conservatoare și stăpână pe sine și în același timp o romantică incurabilă. Trandafirul a fost dintotdeauna simbolul eleganței absolute. Acesta este pus în valoare de fuziunea dintre notele de violete și petale de trandafir. Poate fi purtat și de adolescente, este dulceag și finuț. Are un miros aparte, pe care nu îl întâlnești foarte des. Este elegant, nu are un siaj mare, este delicat, floral, cu iz de trandafiri, ușor pudrat. Din varianta aceasta de volare, apa de parfum, am consumat cel mai mult și pe lângă asta am și o rezervă, se poate observa în fundal. Acest parfum este asemănat de foarte multe persoane cu trezor de la Lancome. Din punctul meu de vedere pot spune că cele două nu se aseamănă atât de mult pe cât se spune, dar ar putea să-l aibă pe trezor ca inspirație. Voi ce credeți? Scrieți în comentarii! Din toate descrierile parfumului, reținem că acesta este un parfum elegant, feminin și romantic. Prețul acestui parfum în afara ofertelor este de 105 roni, dar în oferte prețul acestuia poate să fie și cu 50% mai ieftin. Haideți acum să comparăm argumentele pro și contra pentru acest parfum. Argumentele pro. Persistă foarte bine, aproximativ 5 ore, și pot confirma că și pe mine persistă 45 ore. Este romantic, poate fi purtat cu ușurință în orice sezon, un parfum floral deosebit care poate fi purtat la orice vârstă, inclusiv de tinerele adolescente. Sticluța este atât de frumoasă că poate cu ușurință să fie oferită cadou pentru ocazii speciale. Ediția aceasta a sticluței, în formă de trandafir pentru parfumurile volare, a fost introdusă pe piață cu ocazia zilei îndrăgostiților. Argumente contra. Multe persoane îl pot considera puțin prea pudrat, chiar înecăcios. Doar două persoane au votat acest parfum ca fiind parfumul lor de semnătură, ceea ce indică că acest parfum este oarecum greu de purtat de zi cu zi, tocmai datorită notelor puternice de trandafir dulce și pudrat. Voi ce părere aveți despre acest parfum? Scrieți în comentarii dacă îl aveți sau dacă doriți să-l cumpărați, dacă îl asemănați cu alt parfum, care este acesta? De asemenea, puteți să scrieți în comentarii despre ce alte parfumuri veți să includ în această serie de clipuri. Vom vorbi acum despre Volare Forever. Acesta a fost lansat în 2016 la 2 ani distanță față de Volare Simplu și la 6 ani distanță de primul Volare apărut pentru Oriflame. Creatorul acestui parfum este unul diferit, este Vincent Schaller și menționăm doar câteva dintre parfumurile la care acesta a lucrat. Uh, Cabotin Gold de la Gre, Max Mara Le Parfum și tot de la Oriflame, Amber Elixir, So Fever pentru ea și Full Moon pentru el. Să vorbim puțin despre notele acestui parfum. Notele de vârf sunt grefrut roz, zmeură și asomie. Notele de mijloc sunt trandafir alb, trandafir taif și flori. Notele de bază sunt migdale caramelizate, cașemeran și mosc alb. Volarea Forever este potrivit pentru tot anul, neavând un sezon anume destinat pentru a putea fi purtat. Este un parfum de zi pentru toate vârstele, are siaj discret, ceea ce îl face și bun pentru a fi purtat la birou. Persistență în medie 5 ore după câte promit ei, dar pe mine persistă mult mai puțin, cam 3 ore pe piele maximum. Acesta are un miros sofisticat, elegant, nu seamănă cu originalul, adică volare apa de parfum. Este mai fructat, mie mi-aduce aminte de signorina infiore de Salvatore Ferragamo. Pe Flagrantica Internațional din review-uri reiese că acesta este preferat înaintea lui volare de multă lume. A dobândit o așa popularitate pentru că este un parfum casual, care se poartă foarte ușor la orice ținută și pentru că este un parfum foarte fructat. Are o notă de 3,96 din 5 pe Flagrantica, un scor mult mai bun decât volarea apa de parfum. Prețul acestui parfum în afara ofertelor este de 105 luni, dar în oferte prețul acestuia poate să fie și cu. 50% mai ieftin. Haideți acum să comparăm argumentele pro și contra pentru acest parfum. Argumentele pro. Este mult mai bine tolerat pentru notele sale fructate. Argumente contra. Nu persistă foarte mult. Personal, mi-ar fi plăcut să persiste mai bine și să aibă un siaj mai mare, pentru că nu este un parfum de doar de vară, când multora ne place să ne împrăspătăm mai des cu parfumuri. Pe site-ul oficial Oriflame este indicat stoc epuizat temporar. Ce se întâmplă cu el? Dacă știți ceva despre asta sau când revine pe stoc, vă rog să scrieți în comentarii pentru a afla și noi ceilalți. De asemenea, aștept și comentariile cu părerile voastre despre acest parfum. Vom vorbi acum despre Volare Gold. Primul lucru pe care îl remarcăm este că prețul acestuia în afara ofertelor este de 145 roni, deși acesta este mai scump decât surorile lui, care sunt 105 ron când sunt în afara ofertelor, îl puteți prinde și la un preț mai bun, undeva între 60 și 90 de lei, depinde de ofertă. Este un parfum puternic cu iz de trandafir dulce, caramelizat, dulce dar nu gurmand și care se asemănă cu parfumurile persane turcești. Volare Gold a fost lansat în 2017. Creatorul acestui parfum este Evelyn Boulanger, care a mai creat și parfumul Ange Demon Le Parfum și acord ilicit. Și mai Givenchy, tot de la Givenchy. Salvador Dali, Dali Style și tot de la Oriflame, Amazing Paradise. Lista continuă, dar ne oprim aici. Persistență și siaj. Persistă mai bine decât volare forever, cam 4-5 ore pe mine, își menține bine siajul, care este între discret și moderat, cam jumătate de braț distanță față de zona unde a fost pulverizat parfumul. Persistă foarte bine pe haine, în schimb, Notele acestui parfum. Note de vârf este piersică, nota de mijloc este trandafir, notele de bază sunt sare și caramel. Sună destul de simplu, dar este foarte sofisticat. Personal pot spune că simt foarte bine trandafirul caramelizat și ceva în plus. Ador un schimb cum se simte amestecul la aproximativ 30 de minute de când a fost pulverizat, când se așează el mai bine. Mi-amintește ușor de parfumul Good Girl Gun Bad by Killian. Cea mai mare parte a celor care l-au încercat au spus că este foarte puternic acest parfum, dar după părerea mea nu este atât de puternic pe cât se vorbește. Este într-adevăr mai puternic decât volare forever, dar pare cam la fel de puternic ca volare apa de parfum. Poate doar puțin mai puternic decât acesta. Dar cu siguranță pot spune că volare gold este cu mult mai sofisticat și rafinat decât surorile sale. Se sugerează că acest parfum este potrivit și pentru ocazii speciale și pot înțelege și de ce se recomandă asta, pentru că este un parfum care pare sofisticat și scump și care are ceva lui care atrage atenția, deși are un scor care îl subapreciază, doar 3,78 din 5 pe Flagrantica Internațional, care este mai mic decât scorul pe care îl are Volare Forever și un pic mai mare decât scorul apei de parfum Volare Simplu. Haideți să comparăm acum argumentele pro și contra pentru acest parfum. Argumentele pro. Poate fi folosit ca parfum de seară și de ce nu și de ocazii. Persistă mult mai bine decât volare și volare forever. Are un miros care tinde spre natural, nu sintetic și poate fi folosit tot parcursul anului. Argumentele contra. Poate da dureri de cap fiind destul de dulce și puternică aroma sa. Eu una nu am avut până acum probleme cu acest parfum, dar multă lume s-a plâns că au avut dureri de cap. Pe site-ul oficial Oriflame este indicat și la acesta că este stoc epuizat, nu doar epuizat temporar. Știu că la un moment dat auzisem că vor să-l scoată din catalog. Voi ce știți? Vă invit să scrieți în comentarii ce știți despre stocul acestui parfum sau dacă v-ar părea rău să-l scoată din catalog. Și aștept să mi spuneți ce părere aveți despre acest parfum. Scrieți în comentarii dacă l-aveți sau dacă doriți să-l cumpărați sau dacă l-a asemănați cu un alt parfum. De asemenea, puteți să scrieți în comentarii despre ce alte parfumuri vreți să includ în această serie de clipuri. Sper că v-a plăcut acest clip. Să aveți o zi frumoasă. Pa pa.